Este luna cadourilor, fie că le oferim celor dragi sau le primim, trebuie să știm cum să o facem corect. De multe ori ne concentrăm doar pe alegerea cadoului și nu mai acordăm importanță felului în care îl dăruim. Ce spun normele de etichetă despre modul elegant în care dăruim și primim cadouri ne ajută să înțelegem. Virgil Mănescu, educator de protocol și ospitalitate. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Eu mulțumesc, bună dimineața. Să începem cu a oferi cadouri. De ce trebuie să ținem cont în momentul în care vrem să facem o bucurie cuiva și să-i oferim un cadou? Ca să înțelegem fundamentul sau, mă rog, filozofia cadourilor, trebuie să înțelegem că bunele maniere, atunci când vorbim despre bunele maniere, nu neapărat în privința cadourilor, bunele maniere spun că sunt despre cei de lângă noi, nu despre noi. Așadar, când oferim cadouri, de obicei ne gândim la a-i face o bucurie celui din fața noastră. Cadourile, pentru că suntem în luna cadourilor și este vehiculat acest formalism al lunii cadourilor, impropriu spus, cadouri putem face în orice zi anului, nu numai în perioada aceasta. Și ce bucurie să primești un cadou în orice zi anului! Este o mai mare bucurie să oferi decât să primești din punctul meu de vedere. Există un formalism destul de mare și câteva reguli, precepte și cutume de data aceasta în oferirea cadourilor, mai ales în perioada aceasta. Suntem în ultimele zile în care mai putem să cumpărăm un cadou și se naște veșnica întrebare ce cadou cumpărăm. Cadoul trebuie să fie, să respecte câteva reguli. În primul rând trebuie să fie armonizat cu destinatarul, dar trebuie să mai țină cont și de aspecte precum contextul în care îl oferim, locul în care îl oferim, ce tip de relație avem cu persoana respectivă, dacă este bărbat, dacă este femeie și așa mai departe. Deci iată un paletar mare de semne de întrebare pe care îl avem atunci când ne gândim la a cumpăra un cadou. Haideți să luăm două exemple, să spunem, acasă în familie și acasă într-un mediu mai formal, puțin poate cu și colegi de serviciu, cu cineva superior, ierarhic, superior în relația de serviciu. Acasă în familie cadourile sunt, clar, cunoaștem gusturile și cunoaștem preferințele celui care îi facem cadourile. Sunt cadourile clasice, care merg de la haine până la obiecte și așa mai departe. De regulă, în perioada aceasta se fac cadouri personale, deci nu se fac cadouri generale. Adică nu putem să-i ducem, nu știu, o vază, de exemplu, de porțelan. Acela nu este un cadou personal. Cadourile în perioada Crăciunului, cele de natură personală, trebuie să țină cont foarte mult de persoana aceea. Adică să arate faptul că ne-am gândit și că ne-am interesat, ne-am dat tot interesul să-i găsim un cadou potrivit lui. Deci sunt cadouri ce țin de natură personală. Și în sfera personală, dar și în sfera profesională, de regulă se evită oferirea parfumurilor drept cadou, cu o singură condiție, dacă știm exact ce tip de parfum folosește persoana respectivă, pentru că altfel sunt puse într-o oarecare, cu ghilimele de rigoare, într-un semn de întrebare. Cadourile ce sunt acasă, cum spuneam, sunt cadouri de natură personală, în care știm foarte bine destinatarul, ce gusturi are, ce preferințe are și așa mai departe. Dar ne lovim de întrebarea, ok, am înțeles, ce luăm cadou până la urmă? Aici depinde foarte mult de cel care oferă cadoul, pentru că el ar trebui să știe cel mai bine ce îi se potrivește fiecăruia. Iar în mediul profesional, de obicei, nu se fac cadouri personale, deci se schimbă un pic, se inversează un pic rolurile și se fac cadouri generale ce țin foarte mult de mediul corporei. Nu știu, un coș de produse tradiționale, de exemplu, de Crăciun acum, un abonament la spa. Nu se consideră o impolitețe, că mi-a spus cineva că este o impolitețe să oferi un abonament de sală. Nu, mișcarea nu înseamnă că îl jignești, mișcarea este sănătoasă pentru trup. Deci cadourile în mediul profesional sunt foarte punctuale și au o strictețe mai mare decât cele din mediul personal. Iar în momentul în care primești un cadou, care este modul corect, politicos de a-l primi? Este o artă să știi să oferi, dar o mai mare artă să știi să primești. În mod normal, regula spune că cadoul este desfăcut de față cu cel care ți-l oferă, este condiție obligatorie. Există și excepții de la regulă, cum vorbeam în pauză, în contextul unei zile de naștere, unde avem foarte mulți invitați și atunci lucrurile nu pot sta de asemenea. Deci acolo nu deschidem. Acolo nu le deschidem pentru că nu ne-ar permite contextul. În schimb, când primim un cadou acasă, să spunem, în perioada aceasta, suntem obligați să-l deschidem de față cu cel care ni l-a oferit. Și mai este încă un lucru, atunci când ducem cadouri, vorbeam un pic de pauză, că sunt structurate un pic vizitele acestea în perioada aceasta, sunt vizitele între prieteni sau vizitele la șefi,
Dar din punctul meu de vedere, vizita supremă e la mama soacră, că acolo protocolul este de nivel zero. Acolo e cel mai complicat. Cel mai complicat. Dar când mergem în vizită, să știți, cadourile generale cu care nu dăm greș niciodată, atenție, nu individuale, generale, mergem într-o, pur și simplu într-o vizită și trebuie să ducem ceva, rămân fără doar și poate atențiile, care sunt florile, pentru că sunt considerate atenții nici de cum cadouri, și bomboanele. Dulciurile de casă, de exemplu, nu se duc atunci când mergi într-o vizită casnică, pentru că regula spune că ar fi o impolitețe față de gazdă, adică i-am sugerat sau am spune oarecum non-verbal că nu a gătit nimic dulce, nu a pregătit nimic dulce. Și atunci, deci să nu gătim noi să ducem ceva, pentru că ne-am putea gândi, uite, am făcut și eu ceva, mi-am dat și eu interesul. Nu, sunt de evitat aceste lucruri, dar există și derogare de la această regulă. În contextul foarte apropiat al prietenilor, foarte apropiat sau al familiei, este permis să ducem în perioada aceasta mâncare, dar lucrurile sunt de evitat. Nu ar trebui să ne plimbăm cu mâncarea dintr-o parte în cealaltă. Și se schimbă puțin regulile dacă suntem cu familia într-un alt mediu, nu acasă, la un restaurant sau știu eu. În ceea ce privește cadourile, da, de a oferi, de a primi. Nu, nu se schimbă nu absolut deloc și acasă. Adică suntem tot noi între noi. Nu, formalismul va rămâne la același nivel protocolar, pentru că noi așa în perioada aceasta trebuie să ne ridicăm un pic nivelul și să fim un pic mai formaliști din punctul meu de vedere. Mă referam că nu-l schimbăm față de nivelul de acasă, adică suntem tot în familie. Suntem în familie, dar suntem în societate de data aceasta. Unele lucruri laxe pe care le-am face acasă mai permisive, nu putem să le facem în societate. Adică dacă acasă în seara de Crăciun vom sta lejer îmbrăcat, mergând într-o vizită sau undeva într-un spațiu public, evident, ținuta se schimbă și așa mai categoric, departe. Categoric, suntem atenți. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste sfaturi. Eu mi-au fost extrem de utile.